În primul rând, bună ziua și vă mulțumesc că ne-ați onorat cu prezența la conferința de presă organizată cu ocazia ordinului de începere la proiectul care se va derula în stânga mea, lucrări de infrastructură a sectorului portuar din incintă Port Docuri. Văd alături de mine fețe cunoscute pe care, cu care ne-am întâlnit din mandatul precedent de la conducerea Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Maritime și evident și alte persoane care s-au alăturat în cursul firesc al implementării unui proiect. Și evident, cu siguranță vom avea o colaborare bazată pe respect, pe competență și mai ales pe rezultate concrete. Gălățeni și brăileni, fiind, nu vorbim despre o competiție, nu vorbim de orgolii locale, vorbim de un interes comun care îl reprezintă fluviul nostru drag, Dunărea, și parafrazând poetul, dacă Dunăre n-aveam, siretul Dunăre-l făceam. Modernizarea portului Brăila prin proiectul lucrări de infrastructură a sectorului portuar din incintă Port Brăila este un proiect cu finanțare europeană, un proiect care cu siguranță va aduce plus valoare în ceea ce privește creșterea traficului de marfă în portul Brăila. Vreau să subliniez încă o dată faptul că este important să modernizăm, să reabilităm porturile românești de la Dunărea Maritimă pentru asigurarea unor condiții optime de transport naval, pentru asigurarea unor rute comerciale care, iată, acum avem un nou context geopolitic în care se reconfigurează rutele clasice. Și da, prin acest proiect Brăila va avea un punct forte în interesul pe care transportatorii navali, pe care operatorii portuari îl caută în acest nou context geopolitic. Dacă îmi permiteți, aș vrea să subliniez și faptul că fiecare știm de altfel că la nivelul Uniunii Europene anul 2050 este targetul pe care și l-a stabilit în ceea ce privește o Europa neutră față de emisiile de carbon. Lucrul acesta, la acest deziderat, contribuie și Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Maritime printr-un proiect care va contribui la un transport, la îmbunătățirea transportului naval pe Dunăre și, dacă îmi permiteți chiar o glumă, proiectul va contribui la un transport verde pe Dunărea noastră albastră. Vă mulțumesc încă o dată că sunteți alături de noi în această conferință de presă. Dau cuvântul gazdei noastre din pentru această conferință, domnul primar Viorel Dragomir. Vă rog. Bună ziua, vă spun tuturor. Am stat mult să mă gândesc ce intervenție să am eu astăzi. Și o să încep în felul următor. Acest teren, de la Căpitania Veche până la zona Bazin Docuri, acum mai bine de 15 ani, a aparținut primăriei municipiului Brăila. Nu este niciun secret faptul că în primul mandat am solicitat guvernului să preluăm acest teren de la APDM Galați. Primăria fiind cel care l-a donat, așa cum vă spuneam, în urmă cu 15 ani. Guvernul nu a fost de acord în acel moment, avem și documentele scrise. Nu neg faptul că am avut o situație tensionată, dar pentru că vine un moment în care orice orgoliu trebuie să dispară urmărind un singur scop. Dezvoltarea în comun a zonei dintre Brăila și Galați, atât în ceea ce privește municipiul, județul, dar mai ales și zona portoară, această autostradă a Dunării. Și iată că suntem astăzi aici pentru a prezenta în comun, într-un parteneriat extraordinar de frumos,
alături de oficialitățile, autoritățile locale din Galați, de la toate nivelurile, un proiect care va aduce un plus de valoare municipiului Brăila, județului Brăila, municipiului Galați și județului Galați, pentru că dezvoltarea nu va include doar dezvoltarea, să spunem, a portului Brăila, ci va continua și cu cea a Galațului. Astăzi vreau să le mulțumesc tuturor pentru această colaborare frumoasă, să-i asigurăm din partea noastră de toată susținerea, toată deschiderea, prietenia și sprijinul și cu siguranță o să vă invităm și la viitoare proiecte de modernizare atât la Galați cât și la Brăila, pentru că un început printr-un proiect de 25 de milioane de euro, fonduri europene pentru modernizarea portului Brăila, este tot ceea ce ne dorim în acest moment, urmând ca pe parcurs să adăugăm și alte proiecte la fel de frumoase și interesante, benefice zonei noastre. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în acest proiect, să le doresc succes, iar dumneavoastră să fiți la fel ca și noi, parteneri pentru a reuși să dispară, să facem să dispară odată toate acele disensiuni care au existat cu mulți ani în urmă între Brăila și Galați. Mult succes! Vă mulțumim! Dau cuvântul domnului... Nu, Ionuț. Eu? Da, vă rog. Facem așa, tandem? Da. Okay. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Felicitări pentru faptul că ați reușit să atribuiți, să faceți proiectul, să-l atribuiți, că aveți un constructor și că lucrările încep să meargă. L-am ascultat cu mare atenție pe colegul, prietenul și omologul meu brăilean, Marian Dragomir. Da, într-adevăr, e pentru prima oară, cred că în ultimii, sau de la Revoluție încoace, când pare că ceva la Galați Brăila se întâmplă. Și asta, cred că, datorită faptului că la conducerile ambelor județe, mă refer atât la primărie cât și la Consiliul Județene, au ajuns niște oameni nu neapărat mai orientați sau mai muncitori, dar care au înțeles la un moment dat, alături de alți doi actori politici, că această zonă nu se poate moderniza și nu se poate ridica decât dacă există înțelegere și armonie între noi. Poate că ne-ați mai auzit sau poate ne-ați mai văzut împreună și a apărut așa o chestie, bă, ăștia joacă teatru. Nu jucăm teatru. Chiar suntem extrem de încăpățânați ca de data aceasta să reușim. Pentru că dacă noi, 4-6 oameni, nu ne-am înțelege din ce în ce mai bine, eu cred că cel de suferit au doar cetățenii celor două comunități. Și a județelor, cât și a orașelor limitrofe. Prin urmare, încă o dată, asigur atât pe cei prezenți în sală, cât mai ales, nu cred că mai aveau nevoie de cuvintele pe care urmează să le spun, mă refer aici la domnul Francesc și la domnul Marian Dragomir, nu cred că mai era nevoie, dar îi asigur încă o dată de tot suportul nostru și de toată prietenia și de toată amiciția și de faptul că oriunde vom merge la București să ne susținem cauza, o vom face împreună. Revenim totuși la partea portuară și de lucrări. Mi-aș dori și la Galați să-i pot invita pe omologii noștri și sper ca a treia sau a patra oară, și acum e un avertisment în adevăratul sens al cuvântului pe care îl spun aici, extrem de răspicat, sper să nu mai ratați și a treia, a patra oară licitația, pentru că, așa tinerel cum mă vedeți, vă spun că nu cred că o să fiu un om prea comod pentru niciunul dintre cei care astăzi reprezintă interesele APDM Galați, indiferent la ce nivel și indiferent la cine se raportează. Prin urmare, sper că a treia sau a patra oară să fie cu succes și la Galați, pentru că, după cum vedeți, vom avea infrastructură rutieră, vom avea conectivitate cu restul țării, se lucrează acum și la studiul de fezabilitate Galați, Brăila-Focșani. Știu că Brăila, cred că Buzău, e scoasă la licitație, din câte știu eu. Centura Mare a Galațiului este atribuită, drumul expres Galați-Brăila
se realizează podul, cea mai mare investiție din România din ultimii 30 de ani. Ieri aseară am fost împreună și am vizitat șantierul. Absolut impresionant ce se întâmplă acolo și într-adevăr ne va pune pe hartă. Haideți, și din punct de vedere portuar, să redevenim ceea ce a însemnat cândva Galați-Brăila. Dacă la Brăila se stabilea prețul mondial al grâului, Galațiu, datorită poziției, poate că suntem mai aproape de gura Dunării, suntem un port ceva mai mare. Nu cu mult mai mare, dar ceva mai mare. Prin urmare, dacă vom reuși împreună să ne modernizăm porturile, eu cred că, așa cum bine a spus și Marian, comunitățile vor înflori. Studiul nostru de fezabilitate arată, cel puțin la Galați, că am putea obține undeva la aproape 20.000 de joburi dacă portul multimodal s-ar realiza. Cel mai probabil vorbim de niște mii, dacă nu cumva peste 10.000 de locuri de muncă, și la Brăila, odată cu modernizarea acestui port. Eu nu pot să vă spun decât succes, felicitări pentru tot efortul pe care l-ați depus și oricând reiterez faptul că în partenerii de la Galați aveți niște parteneri în adevăratul sens al cuvântului. Felicitări și succes! Doamne ajută, mulțumim! Domnul președinte! Dimineața, felicitări și din partea județean, o investiție foarte importantă pentru dar și județul Brăila. Dacă în primul mandat noi împreună ne-am canalizat pentru problemele, să spunem, locale, am trecut la următoarea etapă și girul nostru și țelul nostru e de a face proiecte regionale. Dacă partea de infrastructură rutieră, unde toată lumea nu credea vreodată că vom fi împreună și vom susține toate proiectele regionale, uitați că se întâmplă și se vede cu ochiul liber, se lucrează intens la drumul expres Brăila-Galați, Galați-Brăila, spuneți cum doriți dumneavoastră, podul peste Dunăre, studiile de fezabilitate, licitații, drumurile expres. Deci partea de infrastructură rutieră, să spunem că suntem în linie dreaptă și foarte avansați. Mă bucur foarte mult că astăzi trecem la nouă etapă, dezvoltarea infrastructurii portuare, un transport mult mai ieftin și mult mai eficient pentru dezvoltarea economică și a Brăilei, dar și a Galațiului. Și cu siguranță va veni într-un termen foarte scurt. Ne pregătim și pentru infrastructura, dezvoltarea infrastructurii aeriene și împreună cu colegul Costel Fotea de la Galați, suntem în acest ADI, cel mai mare ADI pe care l-am dezvoltat din România, suntem angrenați 4 județe și avem pregătite și vom mai gândi proiecte mărețe, frumoase, pentru că fiind mulți și de aceeași, să spunem, gândire, nu spun, nu dăm în altă dimensiune politică, putem împreună dezvolta proiecte care să lege toată partea de economică de această mare comunitate, Galați-Brăila, a doua aglomerație urbană după București. Felicitări pentru proiect și cu siguranță vom fi parteneri în tot ceea ce înseamnă lucruri care aveți nevoie în implementarea cu succes a acestui proiect. Vă mulțumesc și felicitări încă o dată. După ce au vorbit colegii mei, prietenii mei, bună ziua, bine v-am găsit. Concluzia ar fi, dacă vrei, se poate. Deci acum, pentru prima dată, cred că după 30 de ani, am vorbit de regiunea sud-est de Galați-Brăila, despre o strategie de dezvoltare concretă și coerentă. Și aici mă refer, așa cum au spus și colegii mei, începând de la transportul naval, de la dezvoltarea navală, de la infrastructura rutieră și, cu puțin noroc, va fi și cea aeriană. Sunt lucruri concrete, adică nu mai vorbim despre vom face, ne gândim să facem, sunt proiecte puse pe hârtie, proiecte care prind contur și vreau să vă felicit pe toți. Pe toți cei care ați contribuit la realizarea acestui proiect, pentru că
25 de milioane de euro nu sunt bani de aici de acolo, înseamnă dezvoltarea transportului naval și dezvoltarea portului din Brăila, înseamnă locuri de muncă, înseamnă dezvoltare economică pe termen lung, durabilă. Așa cum au spus și colegii mei, sperăm ca în cel mai scurt timp să vă invităm și la Galați, că și acolo este un proiect pentru dezvoltarea platformei multimodale, un proiect de vreo 160 de milioane de euro. Adică ți se cam umple gura de bucurie când vorbești de astfel de cifre, de 160, de 200 de milioane, de 500 de milioane, de un miliard de euro. Sunt lucruri care vor duce și vor conduce la dezvoltarea acestei regiuni. Acum ceva timp în urmă vorbeam cu colegii de la PDM, pentru că așa e corect să fim colegi, despre ce înseamnă transportul de mărfuri pe Dunărea Maritimă. Și cu puțin noroc, o solicitare pe care am avut-o în comun împreună cu Consiliul Județean Brăila, cu Primăria Brăila, cu Primăria, cu colegul Ionuț Pucheanu, cu Primăria Galați, pentru ca tot ce înseamnă transport naval să se întâmple pe Dunărea Maritimă Galați-Brăila, nu în alte porturi, n-am să dau numele, și lucrul ăsta se va putea întâmpla, pentru că întrece așa prin minte câteva cifre, nici nu știu dacă e bine să le dau sau nu, dar în alte porturi ale altor țări, o navă ca să intre acolo costă 11.000 de euro, la noi costă 26.000 de euro. Lucru pe care împreună cu colegii mei l-am solicitat Ministerului ca lucrul ăsta să nu se mai întâmple și transportul de mărfuri să se facă prin cele două porturi, Galați și Brăila. De spus despre proiecte, vă dați seama că am putea să vorbim și ore în șir, dar am să mă opresc aici, am să mă limitez aici, spunându-vă că, da, stimați prieteni, Galați-Brăila, pentru prima dată după 30 de ani, are o strategie concretă și coerentă în ceea ce privește dezvoltarea acestei regiuni, atât pe Dunăre, cât și transport rutier și pe parte de transport aerian, dar cel mai important, așa cum știți cu toții, este sănătatea și inclusiv pe sănătate avem proiecte comune pe care le vom dezvolta în cele două județe. Mă bucur și sunt onorat să fiu astăzi la începerea unuia dintre cele mai importante proiecte pe Dunăre. Mult succes echipei, pentru că nu este ușor. Succes și seriozitate maximă constructorilor și să dea Dumnezeu să ne vedem în aceeași formulă sau o formulă mai extinsă la finalizarea și implementarea proiectului. Ministerului Transportului și Infrastructurii, prin intermediul căruia a fost obținută finanțarea pe axa prioritară 2, obiectiv specific 2-4. În continuare, aș vrea să vă prezint câteva date tehnice privire la localizarea proiectului și rezultatele așteptate după implementarea acestuia. Ca obiectiv general, vorbim de modernizarea și dezvoltarea portului Brăila, cu scopul de a oferi condiții optime pentru transportul naval de mărfuri, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel național, regional și local, capabil să asigure legături rapide și eficiente cu piețele naționale și multinaționale, internaționale, asigurând totodată o infrastructură de portuară de la standarde europene. Practic, implementarea proiectului va conduce la creșterea fluxurilor de mărfuri, a gradului de utilizare a infrastructurii portuare la adevărata sa valoare, va avea ca efect generarea de venituri
atât la nivelul administratului, cât și la nivelul operatorilor portuari, dar mai ales la nivel de dezvoltare locală și națională. Ca și obiectiv specific, în cadrul proiectului se poate vorbi de modernizarea danelor 31-32 din cadrul portului Brăila, dana 33, 34, 35, 36, 37, 38 și a capului de mol din incinta bazin Doguri, cu o lungime totală de peste 1 km, cu scopul creșterii capacității portuare de operare a portului, conform volumului actual și previzionat al cererii de finanțare. Obiectivul specific 2 este reabilitarea, constă în reabilitarea drumurilor de utilitate publică 3, 5 și 6, cu o lungime de peste 2,8 km, cu scopul creșterii eficienței și asigurării conectivității portului Brăila și consolidarea legăturilor de transport. Ca și obiectiv specific 3, în implementarea contractului, s-a stabilit ca fiind dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de apă și canalizare în cadrul incintei Port Brăila, cu scopul creșterii calității serviciilor oferite operatorilor și transportatorilor portuari. Vorbeam de rezultate așteptate, îmbunătățirea conexiunilor cu hinterland-ul, îmbunătățirea conectărilor la rețelele de TNT, modernizarea infrastructurii portuare și dezvoltarea zonelor adiacente, reducerea sedimentelor în port, reducerea consumului de energie prin utilizarea de energie alternativă și încurajarea unui sistem energetic sustenabil. După cum s-a mai spus, ca și beneficiar, numim ca fiind Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Maritime ESA Galați, antreprenor a fost desemnat asocierea Hercules Concivia Interconstruct cu lider de asociere Hercules și proiectant Tracte Bell Engineering, supervizor TPF Inginerie, care asigură supervizarea lucrărilor, urmărirea implementării proiectului la calitate și cantitățile respectiv, respectarea indicatorilor tehnico-economici stabiliți prin hotărârea de guvern 894/2020. Ca și valoarea contractului de finanțare, acesta a fost semnat pe valoarea de 24.480.000 euro, din care valoarea cofinanțării este de peste 17.500.000. Ca și perioadă de implementare, proiectul a început la nivelul lunii martie 2022 prin emiterea ordinului administrativ de începere a lucrărilor de către supervisor și se are ca durată de finalizare decembrie 2023. În cadrul proiectului sunt prevăzute lucrări de modernizare, după cum spuneam, la cheurile de acostare în port, în bazin Doguri, cu o lungime de 915 metri, pe toate acele danele 31-32 pe latura molului, dana 33 în latura amonte a bazinului și latura din lungul silozului Salinii, danele 34, 35, 36, 37, 38. De asemenea, se va reabilita molul de acces din bazin cu o lungime de 90 de metri, drumurile de utilitate publică, se va înființa o rețea de alimentare cu energie electrică și iluminat la dane și doar iluminat la drumurile ce vor fi reabilitate. Respectiv, se va înființa o rețea de alimentare cu apă la dane și rețea de canalizare pluvială aferentă danelor și drumurilor. Schematic, așa se evidențiază lucrările ca și poziționarea acestora în incinta bazin Doguri. Pentru danele 31-32, cu o lungime de 220 de metri, va fi realizat cheul prin coloane secante. Nu o să intrăm poate în foarte multe detalii, acestea se regăsesc în prezentare. Însă ce este important este că acesta practic va facilita operarea, va asigura o operare cu o durată mai mică de operare și o creștere a volumului de mărfuri, posibilitatea creșterii volumului de mărfuri. Sunt prevăzute totodată lucrări de dragaj în,
în zona danelor 31-32 pentru asigurarea cotei de minus 7,5 metri. În restul bazinului, făcându-se, continuându-se lucrările de întreținere, cele pe care și în prezent compania le are în vedere. Scuzați-mă. La dana 33, cu o lungime de 145 de metri, se va realiza o platformă betonată, practic va asigura continuitatea între dana 32 și 34. Se va asigura colectarea apelor pluviale. În danele 33 sunt prevăzute lucrări de dragaj, de asemenea. Danele 34, 35, 36 cu lungime de 330 de metri liniari în lungul silosului Salinie, după cum spuneam mai devreme. Se are în vedere reabilitarea opritorilor macaralelor, demolarea elementelor metalice degradate și înlocuirea acestora, reparații, consolidarea cuzinețelor și toate aspectele tehnice care necesită a fi reabilitate, modernizate, astfel încât acest proiect să-și atingă obiectivul. Pentru danele 37-38, aceleași categorii de lucrări ca și în danele precedente, practic modernizarea acestor dane. Pentru molul de dirijare, intrarea în bazin, se vor face tot felul de lucrări de curățare a zonelor, introducerea, construirea elementelor de coronament, consolidarea, practic, a molului. Pe o lungime de 25 de metri, prin realizarea unor coloane forate cu diametru de 6 și lungimea de 23 de metri. Se va face totodată desfacerea pavajului actual al platformei, execuția unei fundații, practic consolidarea și asigurarea totodată a unei balustrade pietonale în zona îngustă a molului pe latura dinspre bazin. În această zonă se va face totodată și se vor efectua totodată lucrări de dragaj care vor permite atingerea adâncimei de minus 7,5 lângă compiol. Pentru drumurile de incintă, acestea practic vor fi modernizate astfel încât să se asigure un transport eficient în zona bazin-docuri. După cum spuneam, vor fi efectuate lucrări de rețele electrice și iluminat. La nivelul danelor, respectiv partea de iluminat doar pentru drumuri. Pentru alimentarea cu apă potabilă, racordarea se va face la sistemul de municipiului Brăila, cu branșament deja existent în incinta portului. Canalizare pluvială. Schematic așa arată lucrările prevăzute, proiectate de Arvel și aprobate autorizate la construire de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, care a și emis autorizația de construire la nivelul lunii februarie 2022. Ca și avantaj a soluțiilor proiectate în execuția Port Brăila, vorbim de timp de acostare redus a navelor, creșterea cantităților de mărfuri vehiculate cu circa 15% față de situația actuală, o rezistență mai mare a cheului la acostări. Se crește rezistența mecanică, stabilitate, siguranță și accesibilitate în exploatare. Navele, practic, vor putea acosta în siguranță și pe viitor. În partea de concluzii, practic, investițiile portului Brăila vizează modernizarea, dezvoltarea infrastructurii portuare, în vederea oferirii de condiții optime pentru transportul naval de mărfuri, inclusiv achiziția de instalații portuare și alte echipamente. Practic, în momentul de față, portul Brăila derulează un trafic actual de mărfuri, așa cum era el la nivelul anului 2019, de 0,87 milioane tone pe an, atunci când s-a realizat cererea de finanțare. Urmarea acestui proiectului se estimează o creștere cu circa 8% până în anul 2024 și 23% la nivelul anului 2030, practic contribuind la atingerea obiectivului prevăzut în axa prioritară 2, obiectiv specific 2.4. Vă mulțumesc pentru atenție și... 4 km, astfel încât trenurile care transportă mărfuri se poată să ajungă până în port, până în portul Dobru pentru a transporta mărfuri din Ucraina. Pentru că astăzi capacitatea
de transbordare este de 20 de vagoane pe zi, ceea ce ar fi foarte puțin. O prelungire a încartamentului la 4 km ar conduce la un trafic intens de bărfuri de pe cale ferată cu vaporul. Și asta, la solicitarea către Ministerul Transporturilor, se pare că se va întâmpla cât mai repede. Ați pomenit că ați avut niște demersuri legate de taxele privind navele care vin în portul. Da, împreună cu colegii de la, Brăila, deci noi cei patru de aici, din fața dumneavoastră, acum ceva timp în urmă, am făcut o solicitare către Ministerul Transporturilor, prin care solicităm ca taxele pe Dunăre să fie mai mici, pentru că sunt porturi și am să și dau de data asta două nume, Varna și Burgasu, care au ca și prețuri pentru navele care acostează acolo, preț la 40%, adică dacă în România pe șenalul navigabil și toate taxele, în momentul de față se plătesc pentru o navă de 10 tone deadweight, se plătesc 27.000 de euro, acolo se plătesc 10.511.000 de euro, lucru pe care ne-l dorim, pentru că în felul ăsta s-ar intensifica transportul de mărfuri și în cele două porturi, Galați și Brăila. Cunoașteți, Hercules este un operator portuar, are lucrări de investiții făcute în portul Brăila și, evident, va fi printre beneficiarii lucrării de investiții. Mulțumesc.